Victorie, în sfârșit pentru Botoșani, ați reușit să învățați din nou cum se câștigă 3 puncte? Bună seara! Da, este o victorie mare, o victorie de care aveam mare nevoie. În seara asta am câștigat cele 3 puncte și suntem foarte fericiți. A fost destul de greu, finalul a fost destul de dramatic în condițiile în care voi avea și un om mai puțin. Cum s-a simțit acolo pe teren? Da, a fost foarte greu, mai ales că Viitorul este o echipă foarte bună și din fericire am reușit cele 3 puncte aici. Așa se câștigă, cu sufletul, cu inima, cu efort. Acum îl așteptăm pe domnul Valeriu Eftimie să se țină de promisiune și să ne dea ce ne-a promis. Ce v-a promis? Este, nu pot să vă spun, dar... Un bonus important sau... Ceva de genul, nu pot să vă spun. Este deci... ceva de grup, de vestiar. Deci v-ați făcut sărbătorile frumoase. Da, aici? Ne-am făcut sărbătorile frumoase, dar nu trebuie să ne relaxăm pentru că mai avem un meci foarte important și trebuie să luăm și acolo cele 3 puncte. V-ați simțit așa că vi se risipește așa tot efortul în momentul în care ați văzut că Oghenda a luat roșu? Nu, de ce? Ne-am gândit în continuare la victorie. Am încercat să-i ocupăm spațiul lui și, din păcate, din fericire, ne-a reușit și suntem foarte fericiți. În continuare luptați pentru play-off. Cum simți tu că va fi această bătălie? Da, în continuare luptăm pentru play-off, avem valoare, s-a văzut și în seara aceasta și eu zic că la final o să fim acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, seara bună! După ce am bine, mai, da? Da, da.